este de scurt timp coleg cu noi în mod oficial. Până acum era coleg cu noi doar în gândire așa și în stare de spirit. Eu am spus de foarte mult timp, de luni de zile, alături de Dan, că Laurențiu Chivu este un om de dreapta. Domnul Laurențiu Chivu este cu acte în regulă membru al Marelui Partid Național Liberal. Iar sprijinul pentru Chivu le-a fost solicitat până și de cetățeni, susține copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu. Când mă pregăteam să plec, un cetățean a venit, mi-a deschis ușa din dreapta mașinii și mi-a spus: sunt în vizită în Licurici, sunt din Rovinari, nu fac politică, sunt un simplu electrician și vreau să vă rog să-l sprijiniți pe Chivu în cursa pentru primărie. Este omul care merită să ajungă primar la Rovinari. Asta mi se întâmpla în comuna Licurici. Iar campania electorală pare că a început mai devreme. Împreună cu Partidul Național Liberal la Gorj și în România vom schimba tot ce înseamnă culoarea roșie și îmi doresc foarte mult ca la Rovinari cetățenii să aibă un primar din orașul Rovinari care să respire același aer, care să bea aceeași apă. Și nu în ultimul rând să oferim un alt fel de administrație publică locală. Laurențiu Chivu a câștigat un mandat de consilier local în 2012 din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu, dar în septembrie, după ce a preluat atribuțiile de primar, a fost dat afară din partid, pierzându-și și funcția de la primărie.